Spitalele raionale vor fi subordonate Ministerului Sănătății și nu autorităților locale, cum a fost până în prezent. Anunțul a fost făcut astăzi în cadrul unei conferințe de presă de Ministrul Sănătății, Alan Emerenco și președintele Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie, Dan Perciun, comunică mult pres. Aceste modificări vor asigura un management eficient și o calitate sporită a serviciilor de care beneficiază cetățenii, a menționat Dan Perciun. Ministrul Sănătății a specificat că inițiativa va contribui la modernizarea și eficientizarea sistemului de sănătate, deoarece spitalele raionale activează într-o infrastructură învechită, cu rețele inginerești vechi, care absolut toate sunt fără ventilare, iar investițiile făcute astăzi de autoritățile publice locale sunt derizorii. În anul 2015, toate consiliile raionale au investit aproximativ 87 de milioane de lei în infrastructură, însă cu fiecare an acea Asta sumă a scăzut, a precizat nimerenco. Ministerul sănătății nu are planuri să închidă niciun spital, iar la finalizarea acestui proces, niciun lucrător nu va fi disponibilizat. Nu vor suferi schimbări pe interior, a adăugat ministrul.